au fost niște coincidențe, un șir de coincidențe care au făcut posibil această premieră, pentru că, de fapt, filmul a fost terminat în 1982, într-un format oficial pe care eu nu l-am agreat, pentru că nu eram de acord cu el. Era modificat așa cum cerea cenzura la vremea respectivă, dar era complet fals față de filmul meu și față de filmul pe care mi l-am dorit. Și întâmplarea a făcut ca în acel moment să am una din copiile premergătoare acestei premiere oficiale, o copie care era mai aproape de intenția mea și mai aproape de cum aș fi dorit eu filmul. Și această copie a rezistat în timp, a avut tot fel de peripeții, a fost ascuns în țară și pe urmă l-am luat cu mine în Australia, a participat la niște festivaluri acolo. Am rămas uimit de faptul că publicul australian unde îl prezentasem a reacționat la film. Pe urmă, filmul a revenit în țară și l-am prezentat studenților de la UniATC. Deci, cam ăsta a fost drumul filmului și acolo au fost primele reacții care m-au pus pe gânduri și de acolo studenții au început să îl difuzeze, să-l trimită unul altuia, adică a început să fie un interes în jurul filmului, mai ales din partea unei generații tinere. Ceea ce m-a surprins iarăși. Deci eu nu prevedeam că se va întâmpla așa ceva, nu credeam, pentru că de obicei filmele după un timp își pierd actualitatea și mor. Aș zice mor și rămân doar pentru cinematecă. Ori filmul ăsta a trezit un interes anume între cei tineri și surpriza a fost că acum un an, de exemplu, mai multe grupuri de tineri m-au căutat, mi-au scris și mi-au explicat că, de fapt, pentru ei acest film a devenit un film foarte important și că îl văd, l-au văzut de nenumărate ori și că li se pare că este un film deosebit pentru vârsta lor și pentru felul în care filmul acesta cu mulți ani urmă a fost făcut. Deci cam în zona asta se înscrie și, bineînțeles, a contat foarte mult faptul că directorul festivalului Astra a văzut filmul și i-a plăcut și a vrut ca acest film să vină aici. În ideea asta l-a ajutat foarte mult și regizorul Cristi Puiu, care a văzut și el filmul și el este de părere că acest e un film deosebit, ceea ce pentru mine a însemnat un lucru deosebit, adică m-am simțit măgulit, mi s-a părut un gest generos de a invita filmul și sunt aici acum și trăiesc această bucurie de a avea publicul de la Astra prezent la premiera filmului. Nu se puteau face mai multe filme decât existau aparate de filmat, că numărul era foarte mic, erau puține. Deci, să zicem, asta a fost prima considerație. A doua a fost banii care erau alocați, erau bani oficial, deci din bugetul statului, era o anumită sumă care s-a alocat cinematografiei. Deci filmele erau făcute în măsura că acești bani se dădeau. Și trei, exista și un filtru ideologic, pentru că subiectele trebuia să corespundă așteptărilor acestor, filme foarte multe tematice. Adică se spunea, domnule, vrem un film despre tineri, un film despre muncitorul, care lucrează greu, în condiții grele, despre prietenie, despre altele și altele. Deci existau câteva categorii care trebuiau întrunite și numărul de filme era în jur de 30 pe an și evident că erau mult mai mulți realizatori și depindea și de noroc. Cenzura acum este una financiară. Dacă ai bani, faci. Dacă n-ai bani, n-ai cum să faci. Deci acum nu se mai implică cenzura ideologică, atunci cum se implica la vremea aceea. Există două aspecte. În primul aspect este legat de faptul că noi tot credeam că acei regizori, acei creatori care în timpul comunismului nu își puteau face filmele pe care și le doreau, imediat, sau scriitorii, chiar imediat după Revoluție, vor scoate din sertare acele perle pe care, cum se spun, noi să le îmbrățișăm. Nu s-a întâmplat.
scritorii care trebuiau să aibă cărțile, chipurile imposibil de publicat în comunism, nu le-au avut. Deci tot era așa o iluzie. La fel și cu filmele. Filmele pe care nu le-au făcut atunci, nu le-au mai făcut. În schimb, noua generație, fiind complet eliberată de obsesiile și de experiențele din comunism, și-a putut permite să atace subiectul. Ei au făcut aceste filme și vreau să spun că filmele au devenit într-adevăr niște imagini ale acelui regim dintr-un alt punct de vedere, dar ele au și o anumită valoare artistică care a impus. Deci, dincolo de conținut, ele au avut un rol deosebit în a crea acele imagini care au lipsit din filmele vechi, care nu se puteau face altfel. Poate că s-au făcut prea multe de către tinerii cineaști, dar eu cred că mai bine așa, și probabil că vor depăși și vor căuta alte zone în care să se exprime, dar ce s-a făcut în mare măsură nu s-a făcut rău. Deci eu cred că s-au făcut filme de valoare și dovada este recunoașterea internațională.